Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și autor. Și te salut cu multă iubire de la sfârșitul zilei 14 de curs online de Master Coach aici în Academia Română de Coaching, unde ajunge că înțelepciunea serii este cum să folosești înțelepciunea unui grup. Grupul poate fi familia ta, pot fi colegii tăi, pot fi orice oameni din jurul tău. Hai să vedem foarte rapid, 15 secunde, fiecare din acești master coach extraordinari, cum reușesc ei să folosească înțelepciunea grupului. Dragilor, pe repede înainte. Florin? Și după aia hotărâți-vă cine începe. Cine continuă? Din punctul meu de vedere, fiecare om are părți bune și părți rele. Sfatul meu este, pune accent pe părțile bune ale omului și nu pe defectele lui. Și în felul ăsta profiți de calitățile cuiva, în sensul bun, profitat. Super, Florin, data viitoare vreau să aud eu pun, fără sfaturi. Ok. Așa, da, ia chiar, refă o dată, reformulează, te rog. Pentru a beneficia de înțelepciunea grupului, pun accent pe calitățile celor din grup și nu pe defectele lor. Bravo, mulțumesc frumos, ești extraordinar. Robert și apoi Bianca. Și apoi Ioana? Cum fac eu? Culeg înțelepciunea grupului care e în favoarea mea. Adică ceea ce rezonează din ceea ce spun toți membrii grupului, folosesc, redecorez ceea ce știu eu și folosesc puterea în favoarea mea. Perfect, mulțumesc, super! Bianca și apoi Ioana? Pornesc de la ideea că niciunul din noi nu este mai deștept decât noi toți la un loc. Și cu siguranță în grup găsești genialitatea fiecăruia din noi. Ok, super, mulțumesc! Ce am zis, Ioana? Da, pe mine mă ajută, înțelepciunea grupului mă ajută să văd din altă perspectivă, situația din altă perspectivă și să găsesc mai repede soluții. Ok, super, mulțumesc! Bianca, Italia și apoi Carmen. Pentru mine este importantă intenția cu care intru în grup. Pentru că dacă îmi setez intenția să primesc valoare, voi primi valoare. Dacă îmi setez intenția să demonstrez celorlalți cât sunt de tare, e momentul bun că o iau pe cocoașă. Felicitări, ce tare, da! Super! Carmen! Eu iau doar ce mi se potrivește din grupul respectiv și atâta tot. Okay. Oamenii sunt înțelepți fiecare în felul lui, însă doar înțelepciunea mea se potrivește mie. Deci pot să iau doar idei care mi se potrivesc și atât. Mulțumesc, o seară minunată! Ok, felicitări, mulțumesc și eu, Monica, Paris! Și apoi Sanda! Monica, ești acolo? Da! Înțelepciunea serii, un pic mai tare, fiecare om este un geniu și în fiecare experiență înveți să există soluții diferite. Ok, mulțumesc frumos, Sanda! Și apoi Lucia! Bună seara! Eu am realizat de multe ori câtă forță și putere are un grup cu energie pozitivă și cum se amplifică energia pozitivă într-un mod exponențial când ne adunăm într-un grup și conștientizările și genialitatea fiecare persoană în parte mi-a adus mie conștientizări și soluții. Da. Ceea ce este absolut special pentru că mi-am notat multe din conștientizările colegilor și soluții de ale lor mi se potrivesc și eu spun că niciodată nu ne întâlnim întâmplător într-o anumită configurație într-un grup și este benefic pentru fiecare că ne-am întâlnit în această configurație specifică într-un grup anume. Mulțumesc! Ok, mulțumesc și eu, Lucia! Eu... Prima dată, totdeauna am lucrat cu intenția. De când am început cu coaching-ul, am folosit intenția mea de a
lua cel mai bun de la persoanele cu care mă întâlnesc și, bineînțeles, am fost sigură că mi-o blindesc toate defectele și atunci mă bucur când cineva mi-apasă, cum zicem noi, butonul roșu. Și mi-am dat seama că în momentul când ești singur, te consideri un geniu și o forță, dar când ești într-un grup, ești o forță extraordinară. Și eu cred că grupul mic pe care îl formăm acum se va extinde în grupul mare în toată lumea. Am convingerea și intenția mi-a pus-o de 2 ani. Yeah. Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! Super! Cine preia ștafeta, dragilor? Daniel și apoi Steluța. Eu lucrez în direcția obiectivului grupului. Asta, am primit și lecție pe tema asta și a fost folositoare. În coachingul de grup, cred că e foarte important să realizez puncte de legătură între cei care sunt în grup, efectiv să trasez de la A la B și să fac legătura ca ei împreună să câștige înspre a și atinge obiectivele. O seară bună și abia aștept să continuăm. Yeah. Felicitări, mulțumesc! Mulțumesc, Steluța, și apoi Livia Dora. Bună seara! Eu am observat că nu e întâmplător nimeni în grup acolo. Chiar dacă e un obiectiv care poate la început cineva ar putea spune pe mine nu mă interesează obiectivul lui X sau al lui Y, dar până la urmă descoperă că are ce învăța chiar și de acolo. E fantastic ce se întâmplă într-un grup. Da. Felicitări! Mulțumesc! Livia Dora! Cum folosesc înțelepciunea grupului? Dacă înțelepciunea înseamnă experiență plus cunoștință plus aplicare, păi mă ajută să discern. Să discern punctele mele forte și punctele mele slabe. Astăzi când am făcut exercițiu, am provocat la maxim pe colegii mei cu bună știință ca să văd unde trepidez și unde mă bucur. Și atunci înțelepciunea grupului pe mine mă ajută să mă cunosc. Cine sunt în realitate și cam pe unde vreau să o iau și mă încântă. Ia! Felicitări, felicitări, Livia Dora, mulțumesc! Altcineva, dragilor? Adriana, Spania! Și pentru mine a fost o experiență extraordinară și vreau să spun că toată energia și toate conștientizările pe care le are grupul pentru mine reprezintă o resursă nelimitată de pozitivitate, în primul rând. Vă mulțumesc mult! Wow! Felicitări! Felicitări! Mulțumesc! Altcineva? Cine preia ștafeta? Camelia? Și apoi Alina? Bună seara! Pe mine înțelepciunea grupului m-a ajutat să-mi găsesc foarte multe soluții în seara. Ia! Și în general, dacă asta este intenția, să găsesc soluții. Felicitări! Mulțumesc! Felicitări! Alina? Bună seara! Și pe mine m-a ajutat grupul să-mi răspund la întrebările care le aveam la început. Prin colegele mele am primit răspunsurile. Pur și simplu am știut exact ce am de cerut și ce am de făcut în continuare. Și vreau să-i spun Biancăi că totul are un rost. Deci totul a avut un rost și ea s-a supărat fără motiv. Toate au un rost. Și de asemenea și alți colegi au oglindit în mine, am oglindit în ei exact aceleași părți care încă nu le-am rezolvat. Vă mulțumesc! Ok, felicitări, Alina, mulțumesc! Alina. Super! Cine mai continuă, dragilor? Ultima strigare! Ok! Așadar, dragă, un frumos observ că poți să iei dintr-un grup foarte multe lucruri. E adevărat, e foarte important să le treci prin filtrul minții tale, prin filtrul gândirii tale, prin filtrul omului din tine și în același timp să iei ce ți se potrivește, pentru că sunt resurse extraordinare. Noi astăzi am lucrat din plin, adică mai exact, acești oameni extraordinari
au lucrat din plin pe coachingul de grup, așa încât cu mare drag ți recomand, pentru că imediat în curând vor scoate programe extraordinare de coaching de grup, în care și tu, și ei, și oricine dorește să poată să crească și să ajungă exact așa cum își dorește. Pe de altă parte, dacă vrei mai mult decât atât, te așteptăm aici în Academia Română de Coaching cu multă iubire și cu chef de învățat lucruri noi, evident, și cu chef de experimentat și de devenit înțelepți, cum s-ar zice, în ale vieții, cu tot ce înseamnă partea de cursuri din toamnă 2017, din octombrie, cursul de vindecare emoțională prin tehnici NLP online, sau tot din octombrie cursul de formare în coaching online, sau din noiembrie cursul de formare în coaching în București. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752163163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și îți doresc o seară super și ne vedem mâine! Pa!